Ați văzut înregistrarea cu Cornel Dinu în care înjură ca la ușa cortului Pandone, Moraru și Mulțescu? N-am văzut-o, dar eu mă aștept la orice de la Cornel Dinu. Haideți să vedem, haideți domnul Becali să vedem filmarea și revenim. Probabil mi-o arătați mie acum, e nimic pentru ce a făcut el în viața lui. Haideți, dați-mi să vă știu. Haideți să vedem filmarea, să vadă și domnul Becali, după care revenim. Îmi bag și în fața ta și a lui Mulțescu, ăla cel puțin Moraru, ăla e un alcoolic, ăla e tat, ăla e la nivelul ăsta care cumpără Dinamo la Andone. Nici ăsta nu e inteligent, Andone. Pârliții, măsii, fotbaliștii, oară mama dacă... Niște idioți, voi rătăcite, proști ca noapte. Ce ar mai fi de zis, domnule Becali, după această filmare? Asta e nimic, copil, pe lângă altele ce a spus. Și exact, ăsta e acel Cornel Dinu care vă vrăjește și îl ascultați și cu urechile descupate, acele cuvinte frumoase, literare, cum să spun eu, cultura lui. L-ați văzut pe ce cultură are și ce... Asta era de mine, nu era de el. Am numai un liceu, dar el care are și încă vreo 3 facultăți, vă dați seama. Dar eu îl cunosc bine de tot. Așa bine. Era și acum 20-30 de ani? Atât de violent în exprimare? Nimic pe lângă ce știu eu. Absolut nimic. Asta e o floare la ureche. Dați-ne un detaliu, spuneți-ne despre ce-i vorba. Asta e diavol, e satana, e un om care n-a avut... Dacă nu l-a vorbit cu taică-su, cu frasu, cu cei mai buni prieteni, i-a trădat, i-a jurat, i-a făcut, i-a adres. Dacă el a scris de mine, fel și fel și fel și fel. Dar de ce naiba n-a fi scris când îi luam lui Silvia, Dumnezeu să o ierte, în sutiene, în rochi, când îi luam costume lui Ion Iliescu, le lua ea, ea ne spune că îi luam domnul Iliescu costume și... Vă dați seama că eram și noi cam amărâți atunci în 90, nu eram la început de drum. Hai, Silvio, ia și fă, dar de ce nu scrie el astea? De ce nu scrie când la Genoa cu Steaua a venit fără să ne anunțe, fără să-l anunțe pe prietenul lui bun? Păi eu nu mă duceam, că oricum eram certat cu el. Dar în sfârșit, aș putea să fac 1000 de cărți cu... pe lângă cartea lui care a făcut. Știu că și Stoișcov a fost foarte supărat de ce a scris în ultima carte. Bun, și a vrut să-l dea judecat, a vrut să deschidă din America procesul. I-am zis, bă, Hristo, nema zecenie, e din pederas, nema ta praviște crivii rabotii, adică n-are nicio importanță, e nimeni, nu face asemenea lucruri să-l dea judecat, lasă-l în pace. Că eu mai vorbesc și bulgară de el. Dar înțeleg că în perioada în care mai era la Dinamo dumneavoastră și fratele dumneavoastră aveați o relație apropiată cu Cornel Dinu. Ce relație? Aveam o relație... Ce era el la Dinamo? Nu înțeleg. Cornel Dinu și atât, cum se spune, că nu scria nimic pe ușa lui. Antrenor, nu? Da, da. Ce treabă aveam eu cu un antrenor? Eu aveam un jucător, îl reprezentam, munceam la președinte și spuneam, clubul cu tare vă oferă atât. Dar... a povestit că la un moment dat fratele dumneavoastră i-a dus $100.000 și i-a dat soției el neștiind. Domnul Victor a spus că niciodată nu s-a văzut în viața lui cu soția lui Cornel Dinu fără ca Dinu să fie prezent. Poftim. Da, pentru că el era mereu cu Silvia rămas. Da, are dreptate pe el. Deci dacă a primit niște bani de la fratele dumneavoastră, i-a primit chiar Cornel Dinu. Nu credeți ce spune din. Nu credeți ce spune din. Dacă el nu își bagă mințile în cap și nu își închide gura aia stricată pe care o are și caracterul lui murdar pe care îl are față de toți colegii, față de toți oamenii care l-au ajutat, față de toți doctori, el înjură și doctorii care l-au făcut bine. Eu personal mă angajez să spun lucruri care nu o să-i convine.